Asta prioritară 1 a fost pauzată din cadrul programului operațional sectorial de mediu. A fost alocată o sumă de aproximativ 3 miliarde de euro, iar plățile efectuate până în prezent reprezintă aproximativ 54% din alocare, ceea ce este foarte puțin. Se estimează că până la sfârșitul anului 2015, rata absorției va ajunge la 87%. În acest context, pentru stimularea absorpției fondurilor nerambursabilă, a fost aprobată, la sfârșitul lunii trecute, Ordonanța de Urgență 34, ordonanță care creează un cadru legal pentru primirea proiectelor finalizate sau acelor în curs de execuție, investiții care au fost plătite inițial prin bugete locale sau din bugetul de stat, prin diverse programe, acestea se poate fi preluate pentru decontare pe programul operațional sectorial de mediu.